Pe parcursul anului trecut, parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara și unitățile din circumscripția acestuia, respectiv parchetele de pe lângă judecătoriile Deva, Brad, Hunedoara, Petroșani, Orăștie și Hațeg, au avut spre soluționare 38.810 cauze, dintre care 11.773 au fost soluționate, numărul celor trimiși în judecată de către procurori fiind în creștere față de anul 2020. Dintre inculpații trimiși în judecată, 86 au fost minori, în creștere față de 2020, când au fost trimiși în judecată doar 83 de inculpați minori. În anul 2021, în materie penală, procurorii de la toate unitățile din Deva, Hunedoara, Brad, Orăștie, Petroșani și Hațeg au participat la ședințe de judecată în 9.882 de cauze penale, comparativ cu 9.727 de cauze penale în anul 2020, punând concluzii în 6.236 de cauze. De asemenea, în materie civilă, pe parcursul anului trecut, procurorii din județ au participat la ședințe de judecată în 1123 de cauze civile.